Handball Club Zalău nu s-a făcut de râs în jocul disputat marți după amiază de la ora 17:30 de minute în prologul etapei a 11-a pe terenul campioanei antitră, echipa HCM Baia Mare. Elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici au jucat cu multă dăruire și chiar dacă au pierdut la o diferență de 6 goluri, au făcut o bună propagandă handbalului din țara noastră. Cu jucătoare tinere și foarte tinere și fără jucătoare cu nume mari în handbalul mondial, echipa sălăjoană a jucat de la egal la egal cu formația campioană în repriza a doua. Gazdele au început jocul în forță și s-au desprins la 3 lungimi încă din minutul 9. La mijlocul primei reprize, gazdele și-au dublat avantajul și au condus cu 10-4, iar în minutul 19 s-a înregistrat cea mai mare diferență de pe tabela de scor dintre cele două formații, scor 12-5. Până la pauză, sălăjencele au redus din diferență, însă avantajul a fost totuși unul liniștitor pentru echipa gazdă, care a plecat la cabină la adăpostul a 5 goluri, scor 15-10. În repriza secundă, cele două formații au jucat de la egal la egal, dar în cele din urmă și cea de-a doua parte a aparținut tot campioanelor, care au câștigat a doua repriză cu 15-14. În ciuda eșecului cu 30-24, sălăjencele au lăsat o bună impresie în partida de la Baia Mare și au demonstrat faptul că remiza înregistrată sâmbăta trecută pe teren propriu în fața echipei ACS Corona Brașov nu a fost una întâmplătoare. După 11 partide disputate, HC Zalău ocupă locul 7 în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handbal și are toate șansele să-și păstreze poziția din clasament și după disputarea celorlalte 6 partide din cadrul rundei cu numărul 11. Deoarece principalele urmăritoare care o pot detrona de pe locul 7 au jocuri dificile în partidele care se vor disputa la finalul săptămânii.